Bună ziua, sunt Irina, psiholog și autoarea cărților cu Fram. În acest video vă voi povesti puțin despre atragerea cooperării. Există numeroase situații frecvente în care copilul nu cooperează cu adultul. Aceste situații ajung să se repete zi de zi, iar părintele nu mai știe ce să facă. De suferit are chiar relația părintelui cu copilul, presărată cu cele mai bune intenții, dar soldată cu conflicte și enervare. Avea un copilaș cât mai cooperant este una dintre cele mai mari dorințe ale părinților și totodată este subiectul cel mai solicitat la cabinet atunci când vine vorba despre educația puiilor de om. O condiție esențială pentru atragerea cooperării este obținerea atenției copilului. Acest lucru presupune ca adultul să se aplece la nivelul copilului, să stabilească un contact vizual, dacă este necesar, îl poate chiar atenționa, atingându-l ușor pe umăr. Dacă părintele spală vase și vorbește copilului aflat pe hol, cel mai probabil nici nu va fi băgat în seamă, nu din rea voință, ci din neatenție. Este inutil să ne dorim cooperarea unui copil aflat în plin conflict emoțional, iar are nevoie mai întâi să se calmeze. Circuitele raționale sunt blocate și nu funcționează în timpul unei crize. Ține și de maturizarea lentă a sistemului nervos, care se încheie în jurul vârstei de 25 de ani. Observ în ședințele de consiliere de la cabinet cât de mult îi ajută pe părinți să le dau exemple din viața lor, pentru a reuși să se pună mai bine în pielea copilului. Dumneavoastră, cum v-ați simți dacă soțul, în loc să vă înțeleagă oful, v-ar brusca? Întotdeauna este util să încercăm să înțelegem, înainte de a pretinde să fim înțeleși. În cazul în care resursele dumneavoastră de răbdare și empatie sunt aproape de zero, dacă, decât să ridicați foarte tare tonul vocii, este de preferat să începeți să vorbiți în șoaptă. Am testat această strategie de multe ori, mai ales când eram singură în fața unui grup mare de copilași micuți, în creșe, în grădinițe sau în școli și vă spun, chiar funcționează. Vorbind în șoaptă, copilul devine brusc foarte atent și se apropie pentru a pescui cuvintele rostite pe un ton scăzut. Va fi curios și va rămâne mult mai calm decât dacă dumneavoastră ați striga pentru a vă face ascultați. O altă strategie care funcționează de foarte multe ori este oferirea alternativelor. Copilul simte că are totuși o libertate de a se manifesta, de a alege, de a se exprima, ceea ce e foarte benefic și pe termen lung. Atunci când aveți deja o rutină sau niște reguli clare, este mult mai ușor să obțineți cooperarea decât atunci când lucrurile se întâmplă după o logică înțeleasă numai de către adulți. De exemplu, regula celor 15 minute de privit la desene. Au trecut cele 15 minute, copilul știe că următoarea dată se va putea uita a doua zi și nu va mai încerca să negocieze atât de înflăcărat. La fel, regula unui dulce mic pe zi, regula spălatului pe dinți, ca ritual al serii și al dimineții. Rutina aceasta vă scutește de foarte multe negocieri. Copiii mici au nevoie de suport vizual pentru aceste reguli și pentru rutina implementată în familie. Deci vă recomand să le desenați, puteți să le desenați chiar împreună și să le afișați într-un loc vizibil. V-am oferit multe exemple, nu întotdeauna vor funcționa aceleași. Când o strategie nu vă va conduce în direcția dorită, testați-o pe următoarea. Uneori nu veți reuși și este firesc, dar de cele mai multe ori vă veți putea bucura de un consum mai redus de energie atunci când aveți ca obiectiv atragerea cooperării.